Cutremurul recent produs în Vrancea au realimentat iarăși temerile privind iminența unui cutremur puternic în România. Într-adevăr, va veni și unul de 7 grade sau poate chiar mai mult. E statistic și ciclic. Întrebarea este cât de pregătiți suntem pentru un mare cutremur? Și nu numai capitala intră în această ecuație, ci și orașe precum Iași, Buzău, Focșani, Brașov. În privința măsurilor pe care trebuie să le luăm în caz de cutremur, există variante peste variante și numeroase polemici. Aceasta deoarece realizarea unor analize și statistici relevante în urma cutremurelor mari e aproape imposibilă. În ultimul secol, pe teritoriul României s-au înregistrat 13 seisme cu magnitudinea de peste 6 grade pe scara Richter, care au afectat peste 400.000 de oameni și s-au soldat cu mai bine de 2.000 de victime. Cel mai puternic seism înregistrat în România în ultimii 30 de ani a avut o magnitudine de 6 grade și s-a produs în octombrie 2004. Cel mai cunoscut și unul dintre cele mai puternice cutremure din istoria României s-a produs pe 4 martie 77. S-a produs în zona Vrancea, la 94 km adâncime, cu 7,4 grade pe scara Richter, și a durat 55 de secunde. Au murit atunci peste 1600 de oameni, 1424 doar în București. Au fost 33.000 de locuințe distruse. Perspectiva producerii unui cutremur are darul să-i sperie pe români. Motiv pentru care oamenii trebuie să fie pregătiți și instruiți pentru a putea face față cu succes unei astfel de calamități. Nimeni nu poate prevedea sau preveni un cutremur, și de aceea e bine să ne luăm o serie de măsuri de prevenire. Cu toate astea, avem și câteva reguli de protecție asupra cărora majoritatea specialiștilor în situații de urgență au căzut de acord. Aceștia ne sfătuiesc ca în caz de cutremur să ne îndepărtăm rapid de mobilierul înalt și instabil a cărui cădere ne poate vătăma. De altfel există o statistică care ne spune că în mare parte oamenii la cutremure mor pentru că anumite obiecte mari de mobilier îi lovesc. O altă regulă importantă este să nu stăm lângă geamuri, a căror posibilă spargere ne-ar putea provoca răni. Geamurile se sparg la cutremure pentru că ele intră într-o vibrație pentru care nu sunt proiectate. Avem un loc prestabilit unde toți membrii ei familiei, care sunt surprinși de cutremur, se strâng cât mai repede. De preferință, acest loc ar trebui să fie lângă un perete de rezistență, o grindă. În niciun caz, dar în niciunul dintre cazuri, nu folosim scările sau liftul dacă stăm la bloc. Cu ocazia asta, vă reamintesc că Toma Caragiu a murit în cutremurul din 1977 pentru că a coborât pe scări. Speriat, probabil, de cutremurul nimicitor din 77, care a durat peste un minut. În același timp, dacă nu părăsea mobilul de la universitate, unde stătea atunci, probabil că treia mult mai mult. Cei care stau la bloc au, teoretic, șanse mai mari de supraviețuire dacă rămân în locuință până la încetarea cutremurului. Închidem gazele imediat după încetarea cutremurului, dacă există semne care afectează structura instalației de gaze. Sau dacă nu dispunem de un sistem automat de închidere a gazelor în caz de cutremur. Situația unui cutremur ne aduce capacitatea de a gândi rapid și de a acționa prompt să fie limitată. Asta din cauza panicii. Așadar, păstrați-vă calmul. Nu intrați în panică, liniștiți pe ceilalți și protejați copiii, femeile sau bătrânii. Dacă sunteți afară, rămâneți departe de clădiri, feriți-vă de tencuieli care pot cădea cărămizi sau parapeți. Dacă vă aflați înăuntru, nu vă apropiați de ferestre, stați undeva în centrul clădirii, lângă un perete structural rezistent. Sprijiniți-vă cu mâinile de podea sau țineți-vă cu mâinile de piciorul unei mese sau de tocul ușii pentru a vă asigura stabilitatea. Vă mai puteți proteja stând la podea lângă un perete solid, ghemuit pe genunchi și coate cu fața în sus. Închideți sursele de foc cât de repede puteți. Nu fugiți, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări. Dacă puteți totuși, deschideți ușa spre exterior pentru a preveni blocarea ei în vederea eventualei evacuări după terminarea seismului. Dacă sunteți în mașină, de exemplu, opriți-vă cât mai repede într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice și stați înăuntru. Într-un mijloc de transport în comun, stați pe locul dumneavoastră până să termina mișcarea seismică. Nu vă îmbulziți la coborâre. Într-un loc public, cu aglomerări de persoane, stadion, teatru, biserică, stați calm, nu alergați către ieșire. De multe ori îmbulzirea produce mai multe victime decât cu tremurul. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Corea de Sud de Halloween. După ce trece cu tremurul, nu încercați să porniți gazul, nu folosiți chibrituri, brichete, echipamente electrice, nu folosiți telefoane decât în caz de urgență, pentru a nu ține liniile ocupate în timp ce alții au nevoie de ele. Nu așteptați pompierii, medicii sau poliția să vă ajute deoarece s-ar putea să fie ocupați în altă parte unde e mult mai grav. Și unul din cele mai importante sfaturi, fiți pregătiți pentru potențiale replici seismice, mai ales la cutremurele de peste șase din Vrancea. Ascultați doar informațiile și recomandările transmise oficial, recepționate direct de dumneavoastră și nu din auzite. E foarte important să aveți în casă un radio pe baterii, vă poate salva viața. Toate telecomunicațiile vor fi la pământ în acele momente, unde le radio se pare că pot supraviețui. Pregătiți-vă un kit de urgență. Împachetați proviziile de urgență afișate mai jos în pungi de plastic sau cutii rezistente de plastic și plasați-le în locuri sigure din casă. De bara, sub o scară, trebuie să fie ușor de transportat. Să le puteți lua cu dumneavoastră oricând. Pregătiți un pachet de urgență în mașină în cazul în care va trebui să evacuați locuința și nu vă veți mai putea întoarce. Aceste provizii trebuie să fie suficiente pentru a supraviețui măcar două zile. Apa e esențială. Stocați cel puțin 5 litri de apă. Cea mai bună apă este apa plată îmbuteliată în sticle mici de plastic. Puneți-le într-un loc răcoros, la întuneric. Notați pe etichetă data cumpărării. Înlocuiți proviziile de apă de fiecare dată la 6 luni măcar. Alegeți mâncare care nu trebuie păstrată în frigider, care nu trebuie gătită sau preparată, care e ușor de transportat. Cele mai bune exemple sunt conservele de mâncare nu trebuie luate în considerare zvonurile care apar frecvent imediat după seisme, iar dacă aparent sunt vehiculate de așa ziși specialiști. Trebuie urmărite anunțurile făcute de autoritățile publice prin intermediul posturilor de radio și de televiziune naționale și sfaturile de acțiune imediat ale serviciilor de urgență. Acestea sunt o serie de reguli care, dacă vor fi respectate, cu siguranță veți putea trece mult mai ușor peste acest eveniment.